Pe 7 decembrie, restaurantul La Crâșma și-a deschis larg ușile pentru participanții și organizatorii celei de-a 10-a ediție a concertului Podcoava de Aur. Sărbarea acestui eveniment a devenit deja o tradiție pentru restaurantul La Crâșma și reușește de fiecare dată să-și surprindă oaspeții cu cele mai delicioase bucate din bucătăria moldovenească. De ani de zile, de acum această seară și acest eveniment a devenit o tradiție. Suntem foarte bucuroși să-i avem ca gazde, să-i avem ca oaspeți. Permanent suntem cu ușile larg deschise pentru ei și ne bucurăm foarte mult pentru că au ales anume acest local pentru a sărbători acest eveniment. Specifica noastră este să păstrăm tradițiile străbune cu mâncărurile noastre de casă, tradițional moldovenești, bucate alese, vinuri gustoase, izvar de casă, cântece bune a neamului nostru. Podcoava de Aur este un eveniment anual care adună pe scena Palatului Național artiști autohtoni într-un program muzical inedit. Parteneriatul între Podcoava de Aur și restaurantul La Crâșma este unul fructuos, scopul primordial fiind promovarea obiceiurilor, tradițiilor și valorilor moldovenești. Mulțumim foarte mult localul La Crâșma, care este sponsorul nostru fidel al evenimentului anului Podcoava de Aur, care an cooperant cu noi și ne primește aici după fiecare eveniment. Sunt convins că astăzi seara toți interpreții împreună cu orchestrele, bandul și toți oamenii care o să vie aici ca oaspeți o să se simte foarte bine și o să vreze o mâncare delicioasă. Artiștii autohtoni au rămas plăcut surprinși atât de organizarea concertului jubiliar de la Palatul Național, cât și de programul muzical interpretat în restaurantul La Crâșma. Cred că și Noroc Media au ales acest local pentru că ei sunt foarte autentici, foarte de pe loc, știi, de pe meleagul nostru. An de an venim aici la Crâșmă și savurăm din bucatele tradiționale pregătite de cei mai aleși bucătari de la Crâșmă. Cunoaștem acest local mai de mult, tot prin intermediul Noroc Media și, desigur, am și filmat un colind de Crăciun aici la Crâșmă. Îl recomand cu toată considerația, este într-adevăr un local superb unde poți să te odihnești așa, ca acasă. E o ocazie frumoasă de a mai vorbi cu colegii după un concert atât de frumos și mă bucur foarte mult că este cineva care promovează tradițiile, portul nostru, mâncarea noastră tradițională și cel mai important să o faci cu suflet.